acest șantier coincide cu perioada electorală. Dar am spus-o răspicat, am ajuns să pun în balanță mandatul meu de primar cu acest șantier și cu ideea că trebuie finalizat pentru că am pus sănătatea populației înainte de toate. Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă emisiune Media Obiectiv. Discutăm despre cei 8 ani de mandat ai primarului Făgărașului, pe care l-am invitat în studio în această seară. Dânsul este însoțit de deputatul liberal Daniel Zamfir. Așadar, domnule primar Sorin Mânduc, bine ați venit. Bine v-am găsit. Domnule deputat, bine ați venit. Română, bine v-am găsit. Primar al Făgărașului de 8 ani încoace, un scurt bilanț al ceea ce s-a întâmplat de când ați preluat frâiele primăriei? Sigur că oamenii de regulă privesc prin ceea ce simt în stradă, prin ceea ce văd, prin ceea ce așteaptă, prin așteptările lor, mai puțin prin cuvinte, mai puțin prin zecile de mii de dispoziții pe care le-am semnat de-a lungul timpului sau prin miile de proiecte de hotărâre pe care le-am propus și le-am adoptat în Consiliul Local, dar toate aceste acte normative în final nu fac altceva decât să întregească activitatea într-un oraș, pentru că birocrația, din păcate, este nevoie de birocrație, ea nu trebuie să fie excesivă, dar este nevoie să existe. Și toate aceste acte normative transpun practic în fapt toate realizările sau nerealizările unui mandat. Alături domnul deputat Zamfir, în aceeași echipă de liberal, dacă pot să spun așa, cea familiei mari de liberali Brașov-Făgăraș, ați pornit cu o echipă. Cum e acum? Cum a fost la început? Cum e acum? Categoric am pornit într-o echipă și cel puțin în ceea ce îl privește pe primarul Sorin Mânduc și alți colegi, rămânem împreună. Sigur, sunt și oameni care atunci când dau de greu pleacă, dar nu despre ei vorbim astăzi. Eu aș vrea să mă refer la ultimii 4 ani de zile, 4 ani pe care eu i-am simțit alături de primarul Sorin Mânduc. Eu sunt la primul meu mandat de deputat. Exact în anul 2012 am venit aici și am luat pulsul municipiului Făgăraș. Vreau să spun că există o schimbare radicală a modului de viață a Făgărașului. Sigur, există supărări și pe bună dreptate despre sau în legătură cu această mult discutată lucrare de schimbare a rețelelor de apă și canalizare. Doamna Palade, acum, venind la emisiunea dumneavoastră, chiar am văzut aici la colț, am revăzut un panou. Panoul acela care sunt în mai multe locații din oraș. Și este foarte bine că a făcut lucrul ăsta primarul, ca să vadă oamenii care era starea conductelor de apă și canal. De unde beau făgărășenii apă? Din niște conducte care erau erodate, din conducte de azbociment, boală curată, o nenorocire. Sigur, v-am mai spus dumneavoastră aici în emisiune că am avut ghinionul ca compania de apă Sibiu, cea care este adjudecatara lucrării și cea care are fonduri europene pentru această lucrare, să ne pricopsească pe cap cu această firmă nefericită, care a întârziat cel puțin un an de zile lucrările. Da, doamna Palade, dar acum suntem aproape de sfârșit. Greul a trecut. Acum, ce mă deranjează pe mine foarte tare e că nu oamenii, oamenii înțeleg, cei mai mulți dintre oameni au înțeles deja că nu poți să-l acuzi pe primarul Mânduc că o firmă nu execută la timp lucrările și mai mult decât atâta, primăria nefiind parte în acel contract, contractul nu a fost semnat cu Sorin Mânduc ca Sorin Mânduc să poată să solicite reziliere contractului sau amendarea situației. Sigur,
Noi am încercat, am fost împreună la București și am spus, domnule, vă rugăm să rezileați contractul ăsta, că nu se mai poate, omul ăsta nu poate să ducă la un sfârșit lucrare. Și ne-a spus, doamna Palate de la Ministerul Mediului, exclus, faceți pe dracu în patru lucrarea să se termine, pentru că noi nu putem să rezilem un contract acolo doar pe zona Făgărașului, pentru că s-ar pierde toți banii, și sunt 100 și ceva de milioane, ai companie de apă Sibiu. Ori aici discutăm de o situație de importanță națională până la urmă. Nu discutăm că suntem noi supărați și așa mai departe. Da, dar subiectul pare o dispută la nesfârșit. Vorbeam despre echipa de liberari, ați pornit o echipă, au mai rămas unii pe drum, a apărut disputa cu acest șantier, opriți lucrările, reluați-le și așa mai departe. Cum comentați? De aceea, într-un fel sau altul, sloganul echipei PNL este acesta, împreună, la bine și la greu, pentru că este ca într-o familie. Nu poți să participi numai la anunți, botezuri, cununii într-o familie. Din nefericire, participi și la necazuri uneori și dacă cel de lângă tine, cel din familia ta nu este alături, se destramă și căsnicia. Așa este și până la urmă și într-un partid politic. Dacă ai un program pe care trebuie să-l duci la bun sfârșit, lupți umăr la umăr cu oamenii de încredere, cu oamenii care au potențial și care gândesc la fel. Dacă cineva simte la un moment dat că e greu și mai bine fug, mai bine pleacă decât să stea lângă tine să lucreze, este alegerea lor. Nu cred că despre asta este vorba. Eu mă tot gândesc că Făgărașul are peste 400 de hectare de intravilan, are 30.000 de locuitori, plus studenții care nu au fost recenzați și care vin acasă în vacanțe și de sărbători, are peste 40 de kilometri de șosea, are peste 40 de kilometri de trotuare, are sute de hectare de zone verzi. Sunt multe probleme în acest oraș. Nu întotdeauna trebuie să scoatem în evidență doar acest aspect, dar am început până la urmă cu ceea ce este mai greu. Cineva trebuia să-și asume acest lucru și putea să fie primarul Făgărașului Sorin Mănduc din 2008 sau putea să fie altcineva. Nu știu cine ar fi avut posibilitatea sau curajul să refuze 14 milioane de euro și încă 3 milioane de euro, care înseamnă aducțiunea apei în Făgăraș. Făgărașul, în ultimii, 60 de ani, dacă privim în urmă, o să constatăm că a avut câteva perioade foarte dificile cu mari șantiere. Mă refer la anii 60, când s-au introdus tocmai aceste conducte de apă și de canal, pentru care astăzi eu, într-un fel sau altul, sunt blamat că le schimb, dar sunt blamat mai degrabă de capii opozanților mei, mai degrabă decât oamenii simpli, care în gospodăria lor știu ce înseamnă să sapi un șanț, știu ce înseamnă să-l acoperi, știu ce înseamnă să aduci curtea la standardul pe care ți-l dorești. 40 de kilometri de conductă de apă și 40 de kilometri de conductă de canalizare nu înseamnă lucru puțin. Și dacă ar mai fi posibil ca un om să fie și sfânt în calitate de primar al Făgărașului și să scoată cumva din joben dintr-o dată asfaltul pentru a liniști oamenii, credeți-mă că aș fi primul care aș face lucrul acesta. Dar mi-am pus cariera în joc tocmai pentru că trebuia să începem cu ceva. Dacă vă amintiți bine că m-ați întrebat de cei 8 ani de primar de până acum. Dacă vă amintiți bine, în anul 2008 până în 2012, în mandatul acela, am început cu toate gvartalele pentru care aveam siguranța că nu există proiect european de săpături pentru introducerea conductelor de apă canal și le-am reabilitat. Mă refer la cartierul Câmpului, la 13 decembrie, la interioarele din 1 decembrie, la Titu Perțea, la strada Doamna Stanca. În executiv, cum sunteți astăzi, erați în aceeași formulă?
Da, eram în aceeași formulă. Și a mers... Eu din 2008 am mai auzit pe la emisiuni sau pe Facebook, am încercat în această perioadă să nu intru în dispută cu adversari, pentru că sunt unii oameni care am constatat că mint cu ochii deschiși și n-au nicio problemă să facă acest lucru. Și menirea noastră aici e cea mai dificilă, dar am mai aflat, pentru că da, sunt dar, replici de o parte și de alta. Știind, suntem, să zic așa... Știind că este campanie electorală, îi va ierta și Dumnezeu. Dar vreau să vă spun că eu din 2008 până astăzi nu i-am retras colegului meu viceprimar nici o dată, nici o clipă, nici o atribuție din dispoziția de delegare a atribuțiilor primarului către viceprimar. Niciodată. Și atunci cu ce documente vine dânsul la noi, le prezintă nu știu, și mai departe? Nu știu, probabil cu, notele, probabil cu notele interne care nu au legătură, singura care emite efecte juridice este dispoziția primarului și hotărârea Consiliului Local. Notele interne sunt chestiuni de punere în ordine, dacă vreți, în interiorul mandatului, într-o structură administrativă pe care eu o conduc și conduc o structură de 300 de oameni, în care viceprimarul ar trebui să fie mâna dreaptă, nu contra primarului și probabil sunt notele interne pe care i le-am dat în momentul în care îi ceream să urgenteze procedura de licitație, să urgenteze adjudecarea, pentru că el avea calitatea de președinte al Comisiei de Licitație. Primarul, prin lege, nu are voie să fie președintele Comisiei de Licitație și nu are voie să facă parte din Comisia de Licitație. Dar am dreptul, în calitate de șef al celui de sub mine, de lângă mine, să îi cer să execute aceste lucruri. Poate că vedeți, acele vedeți, note era nemai sunt. Pomenit dacă se putea purta o discuție, să zic așa, față în față, să fie un fel de dezbatere. Păi ce părere aveți, putut, domnule Zanfir? S-a putut, doamna Palade, s-a putut 7 ani și 10 luni. Uite că s-a putut, pentru că atâta vreme cât a fost bine, atâta vreme cât au fost lucrări, atâta vreme cât au fost cartiere în care am lucrat, a considerat lumea de lângă mine că e bine să stea lângă mine. În momentul în care s-a dat de greu, și mă refer la acest șantier, eu nu pot să plec să las lucrurile așa. Alții au plecat, au ales altă cale. De ce nu vă întrebați cumva de ce tocmai înainte cu 90 de zile de alegeri unii colegi au ales să plece decât să pună umărul? Ce părere aveți, domnule Zanfir? O întrebare pentru amândoi, de fapt. Politică sau administrație? Sigur, e foarte rău când amesteci lucrurile astea. Sorin este un tip elegant și își păstrează așa nota asta. Eu aș spune cumva mai direct. Asta nu înseamnă că vreau să-mi pierd cumva eleganța. Viceprimarul a vrut să ia locul, ca să ne lămurim. Asta este și motivul pentru care a găsit un pretext să... Să l-atace. E democrație, competiție. E foarte rău, doamna Palade, de asta vreau să spun. E foarte... Nimeni nu poate acuza că își dorește și... Iată, crede cu Grașul are 7 candidați. Da, e foarte bine, e dreptul fiecăruia. Știți cum e? Fiecare soldat are în raniță bastonul de mareșal. Vrea el să fie primar. Ok. Până aici nimic rău. Rău este când sacrifici interesele orașului și îi pedepsești pe făgrășeni ca să... te răzbun pe mânduc. Adică ce spunea el înainte, Sorin, era legat de acea licitație de vreo 7 milioane de euro. Doamna Palade, 7 milioane de euro n-a avut Făgărașul niciodată. Deodată, da? Este bugetul practic pe vreo 7-8 ani. Este un contract pe care primarul Făgărașului l-a semnat de un an de zile. Și ceea ce spune că a făcut... Erau niște solicitări ca acea licitație să se adjudece pentru că era presat de minister să ia banii. Doamne, erau banii alocați Făgărașului și nu îi putea cheltui, deci nu puteau fi asfaltate străzile pentru că nu se adjudeca licitație. A stat 7 luni de zi, nu s-a adjudecat, viceprimarul și-a dat demisia, a plecat în Elveția și a lăsat lucrurile baltă. Știți că la un moment dat când Sorin spunea despre quartalele respective, despre străzi, uitați, acum îmi vine în minte un lucru. Știți, mai candidează aici la Făgăraș un domn, Socaciu, Drăgușanu,
Cred că ar trebui vreo 2 ani de zile să învețe străzile din Făgăraș. Adică, doamnă, ce nu pot eu să accept și vă spun cu toată sinceritatea, tipul ăsta de a crede că prostești oamenii. Adică vii așa cu un slogan, dom'le, pentru mine vorbesc faptele. Dom'le, când ești cum a fost el un răsfățat de-al domnei Udrea, să-ți dea acolo un plocon de bani de la Ministerul Dezvoltării să faci 2 trenuri de sport, sigur poți să spui... Bine, și astea, trebuie să veniți așa cu o listă în care să ne demonstrați că a primit bani de la Ministerul Dezvoltării. Acei bani domnule, și... Discutăm aici că un primar de comună, mă rog, cu o strada principală și 3 ulițe a făcut nu știu ce. Nu l-ați întrebat pe primarul de la Comana, de exemplu, ce a făcut? Primarul de la Comana, pe Viorel Grusea. Ați văzut ce a făcut Marian Bălcile la Ucea? Ce investiții? Pe Flucuș, la Șinca Nouă, aici, pe Cristian Paltin, ați văzut investiții? Și nu cu bani de la guvern, pe prietenie, că acum venim independenți. Nu, doamnă, domnul Socaciu este candidatul mascat, de fapt, al PMP-ului, că partidul lui Udrea și al lui Băsescu n-au candidat la primărie. Au pus pe el în față, adică tipul ăsta de șmecherie așa ca să credem noi că oamenii sunt proști, greșit. Și mai e ceva, uitați-vă, domnule, cine e în jurul domnului Socaciu. Toți oamenii iarăși, care am spus, au așa un... Trebuie să fim să foarte, trebuie să fim foarte atenți sunt foarte atent. Afirmațiile și... Păi, doamnă, am e spus o listă așa, pe care dânsul uitați-vă cine sunt cei care sunt în spate. Cei care au așa lipici la banii publici. E domnul Hârșovescu, care e supărat că nu mai are contract cu parcările, vrea parcările înapoi. E domnul Drăghici, care avea contract cu primăria, vrea contractul înapoi. Domnul Călin Pop, celebru Călin Pop, cu dosarele penale. Ieși. Adică, vedeți cam cum stau lucrurile aici? Păi așa vrem, ei cred că îi păcălesc pe făgărășeni, hai lasă că venim noi aici și... Nu merge, doamnă, așa. Nu merge așa. Un lucru e cert, domnule primar... cum vă împărtășesc colegii cu care ați rămas din Partidul Național Liberal, filiala Făgăraș, convingerile, dacă să discutăm mai întâi despre politică? Ce își doresc în continuare? În primul rând, au rămas alături de mine toți colegii din Partidul Național Liberal care au coloană vertebrală, pentru că mă mândresc, să zic așa, cu cea mai bună listă dintre partidele politice, pentru că 99% sunt oamenii care nu au făcut parte din alt partid politic. Sigur că excepția fuziunii care s-a întâmplat între PNL și PDL, oamenii aceștia n-au schimbat niciodată partidul politic și uitați-vă bine pe listă. De asemenea, imediat după plecarea, poate este și o coincidență a celor de care a spus dumneavoastră mai devreme și care, după care, să spun așa, a respirat ușurat partidul, pentru că erau, chiar dacă ne facem că nu vedem, erau și niște pietre de moară pe aici, pe acolo. Au venit niște oameni care n-au făcut politică niciodată. Și mă refer aici la inginerul Canja, la doamna Ciordaș, mă refer la medicul chirurg Carla Motoc, la domnul inginer Mușat, sunt niște oameni, domnul doctor Gavrilă, stomatolog, oameni care n-au făcut niciodată politică și care ar fi putut să spună acum, știți, noi suntem cam sătui de ce auzim prin viața politică, nu vrem să intrăm. Și totuși au venit alături de mine și de echipa PNL pentru a duce mai departe greul în acest oraș, pentru că la greu ai nevoie de oameni și de prieteni, că la ușor vin toți. Și vă spuneam mai devreme că Făgărașul acesta s-a dezvoltat în valuri. Dacă ne uităm cu 60 de ani în urmă, în anii 60 se introduceau conductele, în anii 80 au început acea ofensivă a construcțiilor de locuințe cu bulevardele, care sigur au făcut și rău, pentru că au distrus familii, au distrus suflete odată cu dărâmarea caselor din zonele vechi ale orașului. Apoi au venit anii aceia în care s-au introdus conductele de termoficare, dacă știți dumneavoastră, în anii 96-98. Și iată vine acest moment în care practic terminăm cu subteranul, terminăm cu ceea ce înseamnă lucrările de sub pământ și venim la suprafață cu lucrările de anvergură. Vă întreb, ce vină este aceasta când o echipă de oameni lucrează
într-un oraș. Vi se pare că cineva stă? Vi se pare că este vreun cartier care, în care nu s-a făcut nimic? Vi se pare că a vedea excavatoare pe toate străzile orașului și a introduce conducte de apă și canal înseamnă că nu lucrăm? Adică, fără aceste lucruri, nu putem să mergem mai departe pentru da, cu sincope, trebuie să recunoașteți că au evident, fost sincope, am recunoscut vi le asumați, doar că vă întreb puțin. Foarte interesant, parcă această campanie electorală, și vreau să-mi spună și domnul Zamfir, parcă e invizibilă la un moment dat și în Făgăraș, ca și la nivel național, datorită legii, da, așa prevede legislația. Ce prevede legea, ar fi fost, să zic, din partea noastră, n-ați prea apărut așa în fața făgărășenilor, n-ați prea apărut, n-ați fost vizibil, să zic, știți ca și campanie. În primul rând vreau să vă spun că pentru mine nu este o deosebire între termenul de campanie electorală și viața de zi cu zi. Pentru că mie tot așa îmi bate inima, eu tot nervii aia am, eu tot problemele alea le am, nimeni nu-mi face munca... Mergeți prin oraș? Ce vă spun oamenii? Nimeni nu-mi face munca din activitatea ultimelor 8 ani, nici în aceste zile de campanie electorală, când alții au timp să se plimbe pe străzi, nici până acum nu mi-a făcut dumneavoastră nimic. Mergeți? Ce vă spun oamenii? Merg atâta cât pot. Ce vă întreabă? Pe buzele tuturor cetățenilor se află într-adevăr fraza și întrebarea când scăpăm odată de acest șantier. Și le-am spus, de acest șantier scăpăm la jumătatea lunii iunie, când această firmă își termină contractul cu compania Apa Sibiu, împreună cu care au semnat acel contract, pleacă din acest oraș și eu am posibilitatea prin aparatul de specialitate să declanșăm procedurile de licitație care au fost blocate, unele dintre ele, altele nu au fost derulate pentru că lucrările nu au fost terminate pe toate străzile, pentru suma de 25 de milioane de lei noi, care înseamnă toate magistralele Făgărașului, toate străzile Făgărașului, și pentru suma de 55 de miliarde de lei vechi, care înseamnă acele 5 loturi de asfaltare pe Câmpului Nou, Bulevardul Unirii, Teiului, Castanului, Stejarului, Iazul Morii. Adică toate aceste lucruri există, sunt certitudini. Nu venim așa doar să spunem în campanie electorală despre niște lucruri fără acoperire, pentru că sunt și subiecte pe care le gândim pentru următorii 4 ani și pentru care nu avem încă proiecte tehnice rezolvate. Dar pentru ceea ce vă spun eu, asfaltare de 25 de milioane de lei, sunt contracte semnate, sunt licitații în desfășurare și sunt certitudini pe documente juridice pe care nu le mai poate opri nimeni, nici dacă ar veni un cataclism. Aceste lucruri merg înainte și străzile Făgărașului, pe aproape 40 de kilometri de șosea, vor fi reabilitate. Sunteți liberal. Cum priviți toate aceste schisme? Cum priviți toate aceste discuții ce se poartă în campanie electorală? Din toate părțile, inclusiv din oraș, discuțiile se poartă pe neînțelegerile din primărie și pe șantierul apei. Eu n-aș spune, până la urmă, schismă. Știți, se separă greu de neghină, cam despre asta e vorba. Doamnă, proiectele majore ale unui oraș se fac de oameni, se fac în general de către oameni responsabili. Nu poți așa să te joci cu de-a pusul panseluțelor și de-a făcut 2-3 trotuare. Ceea ce vă spun aici, Sorin Mânduc, despre proiectele de viitor, astea sunt certitudini. Nu mai discutăm cum puta, nici nu mai vreau. Există să... normalitate la ceea ce vorbeam înainte? Uitați, știți ce se întâmplă? Chestiunea asta, freamătul ăsta din timpul campaniei electorale, este firesc. A fost întotdeauna, este în toată țara, nu-i numai în Făgăraș. Așa că eu cred că pe oameni nu influențează foarte tare lucrul ăsta. Au trecut atâtea campanii peste ei. Oamenii știu cine sunt oamenii destoinici, care sunt oamenii dedicați orașului și cine sunt cei care vin așa să, la primărie ca să facă, să mai facă o afacere, să mai gândească că iarăși, bugetul... aveți grijă ce afirmați, pentru că sunt... Doamne, dar ce am spus, doamnă? Stați puțin, că eu chiar
Nu, am, dacă mă puneți să dau exemple, am să le și dau. Nu știu, asta adică vă asumați dumneavoastră toate declarațiile. Sunt candidați pentru care bugetul primăriei, de exemplu, e o sursă de venit pentru ei, pentru familii, dau contracte apropiaților, adică cam așa privesc unii lucrurile. Da? Să sperăm că nu se va întâmpla așa în viitor, păi, da, cine va conduce acest oraș, păi, da, va munci pentru acest oraș. Foarte puțin mai avem, domnule primar, un cuvânt de final pentru Făgărășeni, un mesaj. Mesajul ar fi că nu toate încep și nici nu se termină cu un șantier. Este doar un obiectiv major, fără de care nu puteam să mergem mai departe. Pe de o parte. Pe de altă parte, eu am pus sănătatea acestor oameni care ne privesc acum în ochi, înainte de asfalt. Înainte de toate, dar înainte de asfalt, înainte de nervii șoferilor, înainte de nervii mei, înainte de șansuri, am pus sănătate. Gândiți-vă numai la un lucru, de câte ori ajungeți la spital pentru o problemă de sănătate și cât de mare este panica referitoare la posibila pierdere a vieții unui apropiat. Numai la asta să ne gândim. Nu puteam să las sănătatea în altă parte. Pe de altă parte, văd că vorbim numai despre acest lucru. Dar contracandidații mei, până la urmă, a pomenit cineva de faptul că Făgărașul are în viitor alte și alte probleme? Eu vă dau doar câteva teme majore pe care ar trebui să le avem. Pe care aveți timp să le discutați până la final de campanie. Că nu v-aș sugera să-l întrebați pe omul de la Drăguș unde duce gunoiul. Că s-ar putea să aveți o surpriză. Eu vă spun că în viitor, Făgărașul are câteva teme majore. Am scăpat de apă canal. L-a înjurat suficientă lume pe primarul Mânduc, suficient, am luat-o, să zic așa, în piept, dar avem alte probleme. De mâine. De mâine ne apucăm de asfaltat pe toate străzile Făgărașului, pentru care avem semnate contracte, dar avem de închis rampa de gunoi din dealul Galațiului, de care nimeni n-a pomenit. Avem de accesat banii europeni pe exercițiu financiar 2016-2020 pentru deschiderea unei rampe ecologice, a unei rampe de transfer, a unei stații de transfer, sortare, deșeuri, ca să plece deșeurile într-o rampă ecologică. Avem de rezolvat stația de epurare pe banii europeni pe postul de mediu, care înseamnă etapa a doua de după introducerea conductelor de apă canal. Avem reabilitarea centrului istoric pentru care am semnat eu. Am văzut colegul meu viceprimar că se mândrește și cu cetatea și cu proiectele de... Vedeți? De asta vă spun. Să înțeleg așa, tot ce-i făcut bine în Făgăraș și a făcut viceprimarul, tot ce-i rău a făcut primarul. Cam așa... Dar aș vrea să-mi arate și mie semnătura de trimitere și a documentelor. Și v-am zis, punctual, avem timp să le discutăm. Mai departe. Vorbim de centru istoric, vorbim de zidurile cetății Făgărașului și vorbim de continuarea investițiilor în cetatea Făgărașului. Acestea sunt proiectele majore ale Făgărașului. Domnule Zamfir? Domnul Zamfir va continua cu șoseaua de centură, în care nu mai crede populația. Vă rog să o luați în paranteză această propoziție. Nici eu n-aș mai crede, dar domnul deputat a rezolvat în ultimul an niște lucruri despre care, dacă întrebați oamenii care vorbesc despre acest lucru sau au vorbit în ultimii 20 de ani, o să constatați că nu știau cine este proprietarul șoselei, ca să ne înțelegem. Da, bun, sigur, acum Sorin Mânduc vorbește în cunoștință de cauză, a fost alături de mine și a văzut că, și vă dau un simplu exemplu, că într-adevăr nu s-a știut că această ocolitoare pe nord, pe malul Oltului, pe care vorbim, are două poduri, de exemplu, care nu sunt luate în primire și ne-am dus la Hidroelectrica, care era proprietar, și am așteptat vreo 7 luni de zile să luăm un aviz pentru acele poduri. Sunt convinsă că le veți explica pe îndelete. Mai avem încă aproape 2 săptămâni de campanie electorală. Deci nimeni niciodată n-a intrat serios în această problemă. Sigur, toată lumea probabil a venit și a spus da, eu să fac ocolitoarea. Nu. Este subiect iată de campanie electorală, știți. Și am se liciteze, am constatat că trebuia vize, nu sunt actele în regulă, adică de data asta
Nu ne mai întoarce nimeni din drum. Drumul ăsta este. Chiar zilele trecute a dat aviz hidroelectrica, urmează acum procedura de licitație la compania de drumuri și autostrăzi, că și acolo, ce să vezi? Și vor veni competitorii dumneavoastră și vor zice de ce acum? Că de ce acum? Și veți veni cu răspunsuri. Pentru că nimeni niciodată, doamna Palade, dar niciodată, cum vă spunem, nu s-a plecat serios pe subiectul ăsta. Când intri serios în temă, constați că, ce să vezi, de 40-50 de ani de zile, nimeni n-a făcut nimic, n-a deschis un dosar în legătură cu chestia asta. Vă răspund de ce acum și de ce în acest moment, pentru că în primul mandat eu nu am găsit răspunsul la strigătul nostru de a rezolva acest lucru. Mi-am luat gândul pentru că s-a făcut un alt proiect pe partea sudică a Făgărașului, dar domnul deputat, când a ajuns deputat în 2012, a luat acest subiect. Acum a terminat cu legea dării în plată și principala, și la cât îl știu de perseverent și încăpățânat pe anumite subiecte, cred că va lua acest subiect și îl va duce până la capăt, pentru că a descoperit partea juridică acum și se trece la partea efectivă de execuție. Da, evident, în următorii ani. E timp să discutăm despre toate acestea. Vă mulțumesc pentru prezența în studio. Succes în campanie în continuare. Vă mulțumesc pentru atenție și dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Toate cele bune! Acest șantier coincide cu perioada electorală. Dar am spus-o răspicat, am ajuns să pun în balanță mandatul meu de primar cu acest șantier și cu ideea că trebuie finalizat, pentru că am pus sănătatea populației înainte de toate.